Am ales să folosim testarea genomică pentru că ne-am dorit să avem o imagine de ansamblu asupra efectului de animale și să știm cu precizie valoarea genetică a efectivului, iar toate aceste informații să le folosim în proiectul viitor de ameliorare. Iar precizia de ameliorare este peste 70%, ceea ce înseamnă mult pentru balanța economică a fermei. Am ales să recoltăm probe cu CRV pentru că avem o colaborare de minim 5 ani de zile și rezultatele pe care le-am obținut în proiectul de ameliorare să le găsesc deja astăzi în fermă. Obiectivul fermei pentru următorii 5 ani este să avem animale sănătoase, să avem costuri reduse. Pentru testarea genomică am folosit vițele cu vârsta de 3-6 luni. Făcând o analiză a rezultatelor pe care le-am obținut, am luat decizia să continuăm testarea genomică pentru că este foarte important să știm ce avem în fermă și unde ne îndreptăm. Principalele avantajele sunt ierarhizarea vacilor din fermă pe baza obiectivelor de ameliorare, creșterea profitabilității prin menținerea celor mai valoroase vițele. Continuăm testarea vițelor până la vârsta de 14 luni, să știm potențialul genetic, să știm încotro ne îndreptăm ca să alegem varianta cea mai bună și să avem o eficacitate maximă. Avem în vedere să avem animale cu o sănătate ridicată și cu o capacitate de conversie a furajului mai ridicată. Împreună cu partenerii noștri CRV România, am decis ca după terminarea bonitării să introducem toate animalele în program, să alegem un pachet de taur atât convențional cât și sexat, prin care să urmărim corectarea tuturor defectelor de exterior, ameliorarea ceea ce înseamnă grăsime proteină, dar și a tuturor caracterilor funcționale. Și aici discutăm în primul rând despre uger, locomoție și în ultimul rând fertilitate. Indicatorul sănătate înseamnă un efectiv de animale lipsit de probleme, cu o fertilitate crescută, sănătoase pe picioare, fără dispoziție la boli metabolice, cetoză, acidoză și care produc un lapte de foarte bună calitate. Recomandăm fermierilor să facă testarea genomică, să știe că au în fermă un nucleu de animale valoros și performant.